Slăviți să fie Domnul! Amin! Am luat Biblia, dar o să o pun deoparte pentru că o celare de citit iar nu am la mine. Este o zi de bucurie. Este o zi de binecuvântare. Și Scriptura ne spune nouă tuturor că noi am fost chemați ca să binecuvântăm. Am fost chemați la binecuvântare. Și pentru că și frații dinainte au început așa, vreau să încep și eu tot cu o binecuvântare. De aceea, aș vrea ca, mai înainte de toate, să chem numele Domnului azi peste tine, biserică, din Viera. Și Harul Divin să-ți fie înmulțit. Amin. Să ai biruință în vremea ce vine. Amin. Și în calea furtunii să stai neclintit. Chem dragostea Domnului. Și a Lui putere peste viața ta, peste al tău cămin. Amin. Și atunci când îți merit, ajutor vei cere. Să ai biruință și pace din plin. Amin. O gardă cerească să-ți fie alături. Și un scut protector te ocrotească mereu. Amin. Iar steagul credinței să-l porți pretutinde. Să spui ori și cui despre al tău Dumnezeu. Amin. Amin. Și despre acest Dumnezeu, care este și al meu. Și cred cu tărie că este și al dumneavoastră. Amin. Aș vrea să vorbesc puțin înainte de a ne ruga. Și după aceea ne vom ruga. Nu mă așteptam ca să facem, să mă fiu pus la rugăciune de probleme, pentru că este o zi de bucurie, de binecuvântare. Știu că mulți dintre noi au probleme. Multe probleme, probleme de tot felul. Și eu am probleme și pentru unele, mă rog Domnului, de multă vreme, pentru altele probabil că nu m-am rugat, dar Dumnezeu a știut că că trebuie, că eu nu pot, cum să spun așa, fiecare dintre noi spune Scriptura că nu este ispitit peste puterile Lui. Și în orice ispită Dumnezeu pregătește și portița ca să ieșim din ea. Și de aceea zic că pentru unele nici n-am ajuns să mă rog și Dumnezeu m-a și scos din ele, fraților. Unele nici nu le-am știut că le am. Unele probleme. Nici n-am știut că le-am. Și Dumnezeu m-a scăpat de ele. Și aș vrea să vă spun, să vă spun foarte pe scurt, ca să vedeți că așa a fost. Că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu care face minuni. Mai credeți, fraților, în minuni? Amin. Mai sunteți în alergare? Pavel vorbește despre o alergare. Acolo este un capitol, felul de luptă al lui Pavel. Și Pavel spune că el aleargă, dar aleargă în așa fel încât să capete premiul. Nu-i așa? La alergări, la jocuri, toți aleargă. La unul singur capătă premiul. Pavel vorbește despre o luptă. Și zice, mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt. Mai sunteți în alergare? Aproapele vi-l iubiți? Doriți sincer mântuirea celor mulți, nemântuiți? Domnul să vă bine. Avem câțiva copilași pe aici. Unii poate zic că sunt mulți, alții poate zic că sunt puțini. Eu zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să fim îngăduitori. Să fim, să zic așa, mai îngăduitori. Mult mai îngăduitori cu ei până acum, fraților. Pentru că chiar înainte să plec am auzit ceva, un lucru de la cineva. Doi părinți care vorbeau despre copiii lor și unul se plângea de el și zicea, copilul iar mi-a spart o vază și era tare mâhnit părintele acela, mi-a spart o vază, mi-a spart niște lucruri în casă, copilul meu. Și celălalt, aproape cu lacrimi în ochi, a zis, mulțumește Domnului, pentru că eu aș vrea să-mi spargă o vază, dar meu nu poate, e imobilizat la pat. Mulțumiți Domnului pentru copii. Amin. Și dacă sparge vaza, și dacă dărâmă microfonul, și dacă face gălăgie, lăsați copilașii să vină la mine, a zis Domnul Iisus. Binecuvântați în numele Domnului. Dacă sunt probleme, biserica aș vrea ca în timpul care urmează o să lăsăm puțin timp ca să se spună problemele. Și aș vrea, într-adevăr, să se spună pentru ca să putem să ne rugăm unii pentru alții, fraților. Și Dumnezeu să se îndure, să asculte din ceruri, să ia aminte și să rezolve problemele.
Așa cum am spus, El mi-a rezolvat unele probleme chiar înainte să le cunosc. Eram copil mic, m-am dus la scăldat cu alți copii și am intrat în mare, fiind niște gropi pe acolo, au fost niște cazemate de pe timpul războiului, probabil am căzut într-o groapă de aia mai adâncă, m-a tot tras apa mai în larg și n-am mai putut să ies. Și pur și simplu, pe scurt, m-am înnecat. Mi-am pierdut cunoștința, m-am înnecat în apă acolo, n-am mai știut de mine, ceilalți copii de pe mal nu m-au mai văzut și când mi-am revenit, tot acolo pe plajă undeva mi-am revenit, mi-au spus ceilalți copii că m-a scos o femeie din apă. Atâta știu, atâta vă spun, Dumnezeu este mare, Dumnezeu face minuni. M-am mărit și mergeam spre casă, a căzut o sârmă de la un stâlp de telegraf și a trecut atâta, a fost așa să dau cu capul în ea. Și n-am dat. Și a dat altcineva, un alt băiat mai tânăr decât mine. Pe atunci cred că aveam vreo 20 de ani. A dat un băiat mai tânăr, un alt decât mine și a rămas mort acolo, curentat. Dar Dumnezeu, cum scria pe peretele acesta, înainte să fie un plot fără chip, mă cunoștea. Și în cartea lui erau scrise toate zilele vieții mele și ale tăle, frate și soră. M-am mărit, am plecat la servici. Acolo, foarte pe scurt, la fel vreau să vă spun, am căzut de la o înălțime mare. Au rămas toți mirați și au pus mâinile la ochi. Când m-au văzut că am căzut de acolo și au pus mâinile la ochi, s-au ferit așa, gata, să-mi știu. Când au luat mâinile de la ochi, eu eram jos în picioare. Și au rămas tare uimiți toți. Am plecat la muncă în Africa, pe o platformă petrolieră. A luat foc platforma. Am văzut oameni disperați, care plângeau și ziceau, nu vreau să mor aici, de ce nu vin elicopterele, de ce nu vin bărcile să ne ia, să ne scape? Și atunci unii mi-au spus, mă vedeau în fiecare zi că citesc din Biblie, mă vedeau, că vorbeam cu ei, le spuneam despre credință, despre Dumnezeu. Și îmi ziceau, du-te acum și te roagă, du-te și roagă-te să ne scape Dumnezeu. Și eu aveam pace în inima mea și stăteam liniștit și ziceam, Dumnezeu, pe mine mă scapă Dumnezeu meu. Dar Dumnezeu vostru, unde este? Și erau disperați. Am fost în Bahama. În 2004, în Bahama, au fost niște uragane, dacă vă aduceți aminte, Francis, Ivan, Katrina, care au făcut mare prăpăt pe acolo. Și Dumnezeu m-a trecut și prin asta și m-a scăpat. Aș vrea să vă spun de pe acum, ca să fiți cu băgare de seamă în toate lucrurile acestea pe care le spun, se va citi un verset la binecuvântare aici, de la Numeri, capitolul 6, unde se obișnuiește să se citească și acolo spune Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească. Aleluia. Credeți în binecuvântare, fraților? Credeți, pentru că aveți în fața dumneavoastră un om binecuvântat pe care Dumnezeu l-a păzit cu versetul acesta. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te păzească. Pe mine Dumnezeu m-a păzit în toate aceste lucruri. Și eu cred lucrul acesta. Cineva în Agigea la noi a tăiat un porc. Sacrificat un porc. L-a dat în două și din jumătatea ce a mâncat el și familia lui și încă câțiva cunoscuți prieteni de acolo din Agigea, probabil că mulți dintre dumneavoastră le cunoaște, dacă le spun numele, și jumătate mi l-a adus mie și mi l-a pus pe masă. Și am mâncat eu cu familia mea și după câteva zile 10 persoane care mâncaseră din jumătatea cealaltă de porc erau internați în spital. Cu trichineloză. Și foarte îngrijorat, fratele acela care mi-a dus porcul a plecat din spital și a venit să vadă ce fac eu și dacă sunt bine cu copiii. Frate, Gigele, sunteți bine? Da, suntem bine. Soția, copii, da, suntem bine. Și am mai vorbit 2 minute și iar m-a întrebat, sunteți bine? Da, suntem bine. Și iar am mai vorbit 2-3 minute și iar m-a întrebat, copiii, n-au nimic. Și după m-a întrebat de 3-4-5 ori, mi s-a părut suspect. Mă, dar care e problema? De ce m-a întrebat? Uite, noi suntem în spital toți și cu tare care i-a invitat la masă și au mâncat. Era un spital puternic. Se poate să fi fost jumătate de porc bolnav și jumătate nu? Nu se poate, frate. E mâna Domnului, slăvit să fie numele Domnului. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească în Biserica din Viena. Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea pacea Biserica din Viena. Avem un Dumnezeu mare, frate. Avem probleme? Haideți să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Haideți să le aducem la cunoștința lui Dumnezeu. Vrea cineva să ne rugăm pentru problema lui? Haideți să ne rugăm.